такой белый чай. Salut, dragii mei! Vă salut, dragile mele! Astăzi un filmuleț, un răspuns la întrebarea care mi-a dat mi-ați dat-o mai multe din voi. Mai multe din voi, dragile mele, și acest filmuleț probabil o să fie și o meditație. O meditație între noi, fiindcă ceea ce se petrece, se petrece într-o stare de meditație, într-o stare de pace, de liniște și calm a sufletului nostru, al interiorului nostru, a conștiinței noastre. Și m-ați întrebat ce tehnici de meditație practic eu. Ca să vă vorbesc despre meditație, vreau să vă povestesc cum am ajuns eu să meditez. Și de ce? De ce îmi trebuie aceasta? Undeva pe la vârsta de 24 de ani, când după Universitatea de Medicină mă căsătorisem și plecasem în Rusia, trăiam într-un orășel militar, înconjurat cu sârmă ghimpată și eram foarte multe doamne, eu lucram ca pediatru, era ceva greu de adaptat și eu ca pediatru trebuia să ajut nu numai copiii, dar și mămicile să le ajut. Și atunci să mă ajut nu numai pe mine, dar să ajut și copiii și pe mămici și mămicile să ajut. În condițiile care noi ne aflam, departe de casă, departe de civilizație, și atunci a apărut ceva care simțeam că am necesitatea de a mă relaxa, de a mă contempla, de a fi liniștită și calmă, de a primi tot ce este, tot ce îmi dă viața. Și atunci după lucru veneam și mă relaxam sub o muzică, sub ciripitul păsărilor. Asta era o relaxare, căci prima etapă în a atinge meditația este relaxarea. Apoi urmează contemplarea și în alta meditație, în alta stare a meditației. După au urmat mai multe întâlniri cu diferiți oameni, diferite persoane, diferiți maestri care mi-au ajutat să înțeleg și ce e această meditație, să înțeleg ce și cum să atingi starea de bine. Pe parcursul anilor am întâlnit diferiți maestri, diferite persoane care m-au ajutat să înțeleg cum să atingi o stare de bine, cum să te simți armonios, cum să te simți în echilibru și cum corect să meditezi. Chiar dacă meditația cere să ai un loc aparte, un loc sacru, să te îmbraci în haine de bumbac, să ai o oră anumită, la început da, dar cu timpul toate își schimbă cursa, își schimbă cursul și tu atingi stare de echilibru și de armonie în orice loc. Atingi stare de a fi în prezent, aici și acum. Dar am început ca stare meditativă să mă ocup în grup, căci până prin 2004-2005, meditam, mă contemplam singură, de una singură, fiindcă poți să te dezvolți spiritual, să-ți atingi stare de meditație de unul singur, în echipă sau în soțiu. Sunt diferite stări, sunt diferite metode și în 2005 am înțeles că este ceva mai înalt, este ceva mai înalt decât ceea ce noi simțim. Este iubirea necondiționată, iubirea divină care vine și te învăluie, îți arată o cale mai frumoasă, mai luminoasă. Timpul acesta, în calea mea, întâlneam diferiți oameni care mă motivau să merg la diferite seminare, diferite traininguri, să fac yoga mai performant, să ating o stare de conștiință mai înaltă. Practicam mai multe tehnici de meditație. În 2007, când am făcut 2 nivele de prani healing în București cu maestru Marcelo Griffin, meditam la mantra Om, meditam și contemplam la o lumină, apoi meditația lui Ceau Coxui, meditația inimilor gemene, meditația la chakre. Este o meditație la concentrare, la sunet, o meditație de concentrare, meditație la surâsul interior. Și am practicat cu un grup spiritual, cu un învățător venit din Rusia, meditație în grup. Am practicat și metoda de meditație folosind respirația, folosind tehnicile de concentrație la membre, la o parte a corpului, la fel care îți ajută să atingi o stare de conștiință înaltă. Și când practici aceste tehnici, atunci îți dai seama că atingi o stare de bine și de conștiință înaltă, când tu poți să te concentrezi și în sociu, în tumultul acesta al vieții. Îți ajută să fii aici și acum, să fii în prezent, să fii în prezența pură. Am mai practicat o meditație budistă când am mers în Canada. A fost o experiență foarte plăcută, foarte ușoară și îmi plăcea foarte mult. Mi-a plăcut meditația vara aceasta când am practicat yoga în fața Parlamentului din Canada, cu o mulțime de oameni, sute de oameni. Era o energie foarte mare, o energie de avergură. Și atunci sunt diferite stări când tu meditezi singur, când tu meditezi într-un grup aparte și când meditezi și te concentrezi, te contemplezi, atunci este o vibrație cu totul altele, cu o mulțime, cu mii și sute de oameni, căci te concentrezi asupra sinelui, a conștiinței tale, ești conectat cu sinele său, ești conectat cu toți din jurul tău, te conectezi cu tot universul, nu numai cu pământul. Te concentrezi și meditezi să atingi o stare de iubire și de pace în interiorul tău, pe care o transmiți și la ceilalți. O transmiți cei din aproapele, din jurul tău. O transmiți celor din vecinătatea ta. O transmiți pământului. O transmiți universului. Mi-a plăcut și meditația la concentrația la conștiința supremă, la conștiința pentru purificare, pentru purificarea sinelui, pentru purificarea încăperii acasei, a purificarea a vecinilor, a pământului, a întregului univers. Sunt meditații foarte, foarte frumoase, niște meditații care îți aduc o pace și cu adevărat atingi surâsul interior. Dar tehnicile, câte tehnici, câți oameni, câte persoane meditează, atâtea tehnici, căci tehnica diferă de la caz la caz. În fiecare moment când simți că ești chemat la meditație, o să fie un altceva, o să fie o altă meditație, o altă stare, o altă vibrație, o meditație care îți face bine în momentul prezent, o meditație care te schimbă pe tine în momentul prezent. De aceea eu personal combin meditațiile și îmi place să experimentez, mai bine zis, să accept provocările vieții, să accept chemările Universului spre a medita, spre binele, spre iubire, spre armonia întregului univers. Nu mi-aleg oarecare meditație, pot să meditez diferite, să iau diferite tehnici și la muzică, și cu muzică, și cu sunet, și la meditația ceacrelor, și meditația inimii gemene, și meditația surâsului interior, meditația la iubire. Sunt foarte multe, sute de tehnici, dar cunoscându-le și în momentul când meditez, atunci îți alegi meditația care simți că în momentul dat îți face bine. Și dacă să închei acest filmuleț, vreau să vă zic că în starea când tu atingi echilibru și armonia, când atingi starea de conștiință supremă, când simți că toată lumea este o parte din tine, atunci te atârni cu mare iubire față de fiecare. Și dacă să ne concentrăm la canalul nostru, la comunitatea noastră, vreau să vă zic că niciun comentariu care a fost scris, poate cu gânduri și cu cuvinte nealese, poate nu chiar cizelate, nu l-am înlăturat. Puteți să vedeți că niciun comentariu nu a fost înlăturat. Doar în momentul când citeam în comentarii, îmi ziceam rugăciunea lui Francisco de Assisi: fă-mă, Doamne, instrument al păcii tale, unde este ură să aduc iubire, unde este necredință să aduc credință, și așa mai departe. De aceea și m-am împărțit cu voi, am fost acum în meditație, cu toți care mă privesc, mă priviți acum. Eu vă doresc iubire, pace, lumină, să ne înălțăm conștiința noastră, să conștientizăm viața, să o iubim, să o primim și să ne primim fiecare unul pe altul cu iubire, cu dragoste și pace. Eu vă iubesc, vă îmbrățișez și vă aștept și la alte filmulețe. Mi-aș dori ca să vă împărțiți și voi cu tehnicile voastre de meditație. Aștept comentariile voastre. Încă o dată vă iubesc, vă îmbrățișez și pe curând. La revedere, cu drag de voi, Veronika Sandul, pensionară, medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Cu iubire față de voi!